Sărbătoarea stejarului, desfășurată pentru prima oară în luna octombrie a acestui an, ar putea deveni cel mai important eveniment al comunei Cocorăștii Mislii. Brandul de patria stejarului adoptat de primărie este justificat de cele 1500 de hectare de astfel de păduri, precum și de zecile de arbori seculari din comună. Cu siguranță ne dorim acest lucru din două motive. Unul, că avem acel stejar secular minunat care străjuiește aici de aproape 600 de ani și din al doilea motiv, zicem noi, o localitate care se vrea a deveni, aș folosi brandul de patria stejarului, datorită faptului că 2/3 din suprafața de pădure de pe teritoriul localității noastre este împădurită cu stejar. Trebuie să precizăm că aveți și foarte multă pădure. Foarte multă pădure, sunt peste 2000 de hectare de pădure și nu mai puțin de circa 50 de arbori seculari, de arbori cu vârste de peste 150 de ani. Ceea ce înseamnă mult pentru noi și în acest context ne-am gândit că să realizăm această sărbătoare, sărbătoarea stejarului, care se vrea așa una un pic și academică, un pic cu realizarea de colovii, de discuții pe tema stejarului și o a doua parte a zilei de sărbare câmpenească, sărbătoare folclorică, cu invitați, cu activități de tot genul. Mai mult decât atât, ne-am gândit să fie și această zi ca un start, să demarăm activitățile de plantare de arbori în fiecare an. Luna decembrie este cu siguranță o lună a sărbătorilor pentru locuitorii din Cocorăștii Mislii. Ziua de 1 decembrie va fi celebrată printr-un spectacol dedicat centenarului, realizat în colaborare cu școala gimnazială din comună, precum și prin depuneri de flori la cele 3 monumente ale eroilor. Pe 6 decembrie, primarul Daniel Alexandru îi va sărbători pe cei care au împlinit 50 de ani împreună, dar și pe cei 6 locuitori ai comunei care au împlinit vârste de peste 90 de ani. Evenimentul va fi marcat printr-un spectacol aniversar, dar și prin diplome de onoare și cadouri pentru sărbătoriți. Pe 27 decembrie, sărbătoarea colindelor, cu o tradiție de 20 de ani, va veni cu un spectacol folcloric de excepție la Cocorăștii Mislii.